vreau să cumpăr primul meu cadou pentru copilul meu. Că îmi vine să și plâng, sunt emoționată așa într-un fel. Pentru că, pe de-o parte că sunt singură, dar pe de altă parte, nu știu, parcă și văd așa crescând când închid ochii, cum o să arate. Deja am vorbit cu niște muncitori să amenajez camera copilului. Trebuie să mă gândesc la toate. Îmi doresc foarte, foarte mult fetiță. Aș fi vrut să fiu cu Viorel sau cu o prietenă, dar toată lumea a fost ocupată și am venit singură. Oana, ce s-a întâmplat? S-au dat lacrimi. Lasă-mă că n-am chef să vorbesc, sunt supărată acum. Lasă-mă un pic că să-mi revin, că nu m-au apucat așa amintirile, supărările. Ba, acum ați veselă, ba, sunt tristă. Da. Foarte pe scurt o să vorbim un pic cu Ana despre momentul ăsta. Ai avut așa o cădere și acolo la magazin. Sigur că s-au adunat foarte multe. Mi-e și frică să nu pățesc ceva. În loc să mă bucur, e cel mai frumos, cum să zic, sentiment. Abia aștept să iubesc necondiționat un copil, să mă iubească. Și în loc să mă bucur, adică aș vrea să mă bucur alături de Viorel, să-l simt și pe el fericit. Și mă simt singură în treaba asta. De ce nu mai chema și familia Găbena? Nu. Păi, dacă sunt supărată pe tine, cum? Să te chem așa, să-ți dau cu ceva în cap, poate. Nu. Bă, dar înseamnă că trebuie să mă făresc acum. Păi da, dar îți dai seama că nu sunt ok, nu? Eu ți-am spus că vreau să ne împăcăm și vreau să fim împreună, nu contează. Am făcut toate testele alea. Păi dacă adunăm acum... Între timp a apărut povestea asta care... Asta eu zic că nu o să crede. Vedem mai târziu. Nici Oana nu crede. Eu am avut încredere tot timpul în Viorel. Știam că a fost un bărbat care i-au plăcut femeile. La începutul relației au mai fost diferite aventuri, dar credeam că toate astea s-au dus, că are o vârstă și că nu mai are chef de lucrurile astea. Pe preferat să-și la păcănel toată ziua decât la femei, sincer. Nu, mai ieftine femeile, cel puțin în România, nu necâștigător. Nu știu, dar nu suferi, adică nu suferi, da, nu-i orgoliu și asta. Da, până la urmă cam știai ce ți-ai luat, adică hai să ne întoarcem. Da, dar nu știam eu ce mi-am luat, nu știa asta, da, că Oana e o fată deosebită, dar dumneavoastră ați fost un crai tot timp. Ai, cum? Tot timpul ați avut. Ai văzut ce a zis și fata asta, ca și pe mine, cu simțul umorului, cu nu știu, așa mai la și pe mine cu vrăjeala, că doar nu erai frumos. Așa și cu știi tu să câștigi o femeie. Șarmant, da, are un șarm. Eu am mai încercat acum, dar nu s-a mai uitat nimeni. Era și puțin primarul capitalei. Da, conta așa. Nu conta. Iată. Ce vrei să zici? Că nu v-a luat de frumos. Vreau să zic că nu mă așteptam să ai copii cu altcineva. Nu, ai zis altceva, că a râs lumea. Am zis că ești foarte, foarte frumos. A râs lumea, dar când o să vină doamna cu actul, nu, mai nu, deci nu. Nu cred, eu nu cred. Doamne, nu. Deci nu mai vorbesc cu tine în viața mea, Viorel. Ceva falsificat. Uită-te în ochii mei. Că nu mai vorbesc cu tine în viața mea dacă așa ceva ai putut să faci. Adică eu nu mai știam, era să mor anul ăsta pentru tine, nu mai știam, am stat la ușa spitalelor. Mai, eu ți-am spus, vreau să mă împac cu tine, vreau să nu mai existe astfel de cazuri, de minuni, dar pot apărea mine, oricând, că și la tine a apărut când spunea ăla că a avut. Uite acum o să apară bărbați graviți. Deci poate apărea, nu? Are ce să apară de genul ăsta, Viorel. Mamă, deci, cum zicea ăla, mințea că a avut relații. Deci asigur un copil n-a făcut. N-a, în ultimii ani în care în ultimii cu da. 35 de ani. Poate asta vrea să spună că am făcut prin corespondență. Da, dar de ce? Dar de ce? Ce interes ar avea femeia asta pe care am văzut-o la urmă că ai zbucnit în plâns? Variantele sunt clare. Una oră a pus-o cineva să facă mișto de mine, că e și mișto subiectul. Tu 72, aia 40, nevasta gravidă. Deci e un subiect foarte bun să facă mișto cineva de mine. Deci asta în primul rând. Să asta prima variantă. Să aflăm cine sunt. A doua ar fi dacă ar apărea să fie să-și facă vedetă, să fie la televizor. Dacă vrea să fie vedetă, da, și apărea. Arăta față. Atunci rămâne singura variantă că cineva vrea să facă mișto de mine, un prieten sau un dușman. Că prieten nu cred. Pentru că eu sunt prieten, gravidă și am nevoie să stau liniștită, Viorel. Care vrea să facă mișto, să iasă, eu știu, show cu